Să vedem acum pentru nativii tauri cum se uh, prezintă situația. Evident, pentru tauri avem un moment de mare forță. În primul rând, sărbătorim intrarea Marelui Benefic în semnul dumneavoastră, a planetei norocului. Chiar dacă ea face această quadratură cu Pluton, am tot vorbit și de a trecută despre criza post-eclipsă. Cu siguranță deja taurii s-au confruntat săptămâna trecută cu o criză care s-a manifestat într-un anumit domeniu. O criză care va atrage atenția asupra faptului că trebuie să vă canalizați energia de pe o zonă care poate avea o, ușor, o ușoară notă distructivă sau v-ar putea duce energia într-o uh, zonă în care efectiv să pierdeți energia respectivă, puteți să luați de acolo energia și să o duceți pe o zonă constructivă, practic să construiți ceva. Uh, la nativitaur Taur nu este neapărat atâta vorba despre acumulare cât despre casa întâi. Aici se găsesc aceste planete, adică despre curajul de a intra într-o activitate, într-o acțiune, într-un proiect. Este curaj, sigur că da, pentru că Uranus pe ascendent vorbește despre revoluție, vorbește despre lucruri pe care le faci puțin împotriva firii, oarecum acceptând un risc sau asumându-ți un risc. Este ceva ce nu puteți controla și totuși este ceva ambietor, este ceva ce... Cu toată ființa dumneavoastră simțiți că ar trebui să faceți, pentru că până la urmă, întotdeauna pionierii sau rebelii sau cei care au făcut lucruri pe care nu le-a făcut toată lumea au riscat, sigur că da, în prima fază, să spunem așa, în prima etapă. Deci, nativii tauri sunt pe undeva încurajați să riște, dar doar în acele situații în care simțiți că aveți pe undeva și o tragere de inimă sau o chimie, o empatie cu zona respectivă, cu proiectul respectiv. Evident, cu Saturn în pești nu este momentul să facem nimic într-o zonă în care nu ne atrage destinul, deci trebuie să vă simțiți pe undeva și atrași de zona respectivă. Uh, un alt element foarte interesant uh, despre care aș vrea să discutăm uh, astăzi este prezența lui, soarelui pe grada anaretic. Poate fi vorba despre o confruntare a dumneavoastră cu dumneavoastră, cu partea dumneavoastră de ego, da? pentru că soarele se găsește în semnul noastră, dar pe grada anaretic el face un sextil cei drept cu Marte, care și el se găsește pe grada anaretic. Uh, o provocare ceva care vă poate solicita de o manieră destul de specială, care vă poate pune egoul la încercare, dar totuși nu aceasta este ideea de a vă supăra sau de a scoate această latură egotică în plan, ci este vorba despre faptul că vă puteți folosi constructiv de personalitatea dumneavoastră și de modul în care impuneți, pentru că nativi tauri sigur au acum, sunt într-o etapă a vieții în care pot să-și pună la bătaie toate armele cu care pot să impună, pot să facă lucruri atipice pe care nu le face multă lume. De exemplu, nu este puțin lucru să ai planeta extravaganței și planeta nonconformismului în semnul tău. Nativi Tauri fac lucruri pe care nu oricine le poate face în această perioadă. Vă puteți asocia cu oameni care nu sunt neapărat din uh, anturajul dumneavoastră, oameni cu care asocierile se fac pe o filieră iarăși atipică, extravagantă, nonconformistă sau prin alte cunoștințe care, la rândul lor, au tot felul de idei uh, nonconformiste. Deci, uh, pentru Nativitaur este o perioadă total atipic în care apar tot felul de persoane sau chiar personaje cu care vă intersectați într-un mod puțin obișnuit. Dar din această relaționare pot ieși lucruri minunate. Planeta comerțului, conjunctă cu nodul nord și cu planeta expansiunii și a șansei, în semnul dumneavoastră, vorbește această conjuncție, acest cluster, acest telium, despre o investiție pe care o puteți face zilele următoare, de mare forță, care poate să vină pe un fond ușor haotic. Adică nu este totul chiar ca la carte. Știți exact la ce magazin vă duceți, ce preț are lucrul respectiv, l-ați achiziționat și ați plecat acasă. Nu. Este vorba despre o achiziție atipică, este vorba despre ceva ce stă puțin sub semnul îndoielii, este totuși vorba despre un care un T care pleacă din Zodia dumneavoastră cu vârful în semnul dumneavoastră, adică cu Jupiter în semn, de la el porneți două quadraturi pe Marte și pe Pluton, care și el la rândul lor fac o opoziție, deci un care unte cu vârful în semnul dumneavoastră, pe primul grad. Ca atare, puteți avea un dubiu, puteți avea o stare de confuzie într-o investiție însă pe care vă doriți cu tot sufletul. Să o faceți și care este de bun augur, dar pentru care trebuie să luptați un pic și puteți elimina haosul doar printr-o concentrare foarte puternică. Ca și când ar trebui dumneavoastră să dominați haosul. Deci, da, este haos, nu este atât de ușor să faceți această investiție, dar noastră puteți să o dominați fiind foarte stăpân pe situație, ca și când nu vă lăsați seduși de această stare de haos. Este foarte interesant. Da, este un aspect foarte interesant. Pe de altă parte, mai avem această conjuncție nodul Nord-Mercur care și ea vorbește despre flair, mai ales acei nativ taur care se știu cu flair comercial. Este un moment foarte propice pentru a face o investiție. Evident, nu putem să uităm de Marele Saturn prezent în Marele Semnal Peștilor și de Neptun prezent aici ca atare pe casa 11 pe casa relațiilor superioare. Nu uitați că tot timpul trebuie să aveți un fel de conexiune cu o idee superioară, cu ceva, un țel, un ideal pentru care trebuie să luptați. Nativita, ori dacă nu luptă pentru un ideal în această perioadă, totul uh, se surpă. Deci nu iese bine. Trebuie neapărat să urmărim un ideal, un țel și atunci lucrurile se vor regla, se vor alinia.